podcast. De data asta, în organica, sunt numai 5, dar principalul organizator este Popa de la Anorganica. Cei mai frumoși ani sunt cei de studenție. Iașu a fost totdeauna un miracol cu junimea, cu toate niște lucruri care încă nu sunt explicate, cum s-a putut genera în acea epocă și rămâne încă, am auzit observații și la radio și asta, că Iașu este un muzeu în aer liber. Vă doresc, cei care nu trăiți în Iași, să vedeți și seara cum este Universitatea luminată, cum este Palatul, cum sunt toate, să vedeți frumusețele actuale. Ștefan cel Mare, cu flori multe. Deci este o revedere foarte reușită. Vă felicit și vă doresc multe, multe în continuare. Multe întâlniri, am înțeles că aveți de gând să devină anuală revederea. Sunteți toți frumoși, tineri și plini de energie. Vă mulțumesc încă o dată.